Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest card. Și varianta numărul 2, cea cu acest card. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1, mai precis cea cu acest card. Să vedem cardurile celor patru legăminte ce mesaj au pentru noastră. Nu interpreta nimic la modul personal, fii imun la opiniile celorlalți. Ce frumos, iată, noastră, faceți așa cum vă dictează inima, nu plecați urechea la ceea ce vă spun cei din jur. Dumneavoastră știți cel mai bine ce este mai bine pentru dumneavoastră. Ceea ce spun sau fac ceilalți este o proiecție a realității lor personale, a visului lor. Atunci când ești imun la opiniile și acțiunile lor, tu nu ai cum să devii victima unei suferințe inutile, da? Pentru că uneori lumea este invidioasă, este rea și nu este ok să plecați urechea la ceea ce spun cei din jur. Faceți așa cum considerați noastră că e mai bine pentru noastră, după cum spuneam. Haideți să vedem persoana dragă ce mesaje are pentru dumneavoastră. Alege înțelept. Iată, probabil că și dânsa și-ar dori să nu plecați urechea la ceea ce vă spun cei din jur, să nu vă lăsați influențată de părerile celor din jur. Vreau să avem un nou început împreună, iată. Se pare că dânsa vă alege pe dumneavoastră. Sper că și tu mă iubești, ce frumos! Sunt influențat de prieteni și familie. Wow, iată, vă cere dumneavoastră să nu vă lăsați influențați și se lasă, se pare, această persoană dragă se lasă influențată. Nu este ușor nici pentru mine, probabil că prietenii și familia acestei persoane nu sunt de acord cu relația acesteia cu dumneavoastră. Ești dragostea vieții mele, vă iubește foarte mult, dar dacă nu va ști să gândească independent de ceea ce spun cei din jur, nu va ajunge la niciun rezultat bun pentru această persoană și pentru relația pe care o are cu dumneavoastră. Dar haideți să vedem acum totuși puterea tainică a iubirii, ce mesaj are pentru dumneavoastră. Responsabilitate dumnezeiască. Ești conștientă de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprim. Ce frumos, iată, dumneavoastră. Este foarte bine că aveți încredere în forțele proprii, că vă ascultați intuiția și aveți încredere că veți lua cea mai bună decizie în continuare în ceea ce privește relația cu această persoană dragă. Să vedem și oracolul fazelor lunare, ce mesaj are pentru noastră. Se apropie sfârșitul unui ciclu dificil. Iată, da, deci în curând dumneavoastră veți lua o decizie care vă va lua practic o piatră de pe suflet. Veți fi mult mai senin, mai relaxați după ce veți lua această decizie și, bineînțeles, veți considera că este cea mai bună decizie pe care o puteați lua în situația dată și chiar așa și este. Felicitări! Și haideți să vedem acum, pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2, ce mesaj avem de la cardurile celor patru legăminte pentru dumneavoastră. Nu face presupuneri inutile, cere ceea ce îți dorești. Da, deci iată, nu vă gândiți că dacă îi spuneți persoanei dragi ce așteptări aveți de la dânsa, aceasta vă va refuza. Pentru că s-ar putea să greșiți făcând presupuneri inutile. Găsește-ți curajul de a cere ceea ce îți dorești. Ceilalți au dreptul de a-ți răspunde afirmativ sau negativ, dar tu ai întotdeauna dreptul de a cere. În mod similar, fiecare om are dreptul de a-ți cere ceea ce își dorește, iar tu ai dreptul de a-i răspunde afirmativ sau negativ. Poate până acum dumneavoastră ați făcut tot ceea ce și-a dorit persoana dragă, ceea ce v-a cerut să faceți. Toate dorințele pe care le-a avut până acum persoana dragă noastră ați încercat să-i le îndepliniți, dar se pare că reciproca nu prea a fost valabilă până acum.
De aceea, dumneavoastră trebuie să vă impuneți punctul de vedere și să spuneți și noastră ce așteptări aveți de la persoana dragă și să facă și aceasta un efort să vă îndeplinească dorințele. Să vedem ce mesaje avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de tine. Păi normal că s-a îndrăgostit dacă îi faceți toate poftele. Ai toată atenția mea. Probabil că acum își dă seama că trebuie să vă acorde și dânsa atenție, nu numai noastră acestei persoane. Energia ta este vindecătoare, știe că dacă vă pierde va suferi foarte mult. Crezi că sunt fraier? Am terminat cu minciunile. Mi-ai frânt inima când ai plecat, cu siguranță. Da, suferă foarte mult această persoană, e dor de dumneavoastră, dar nu a fost sinceră și dumneavoastră vă este teamă să o iertați pentru ca nu cumva să repete greșelile din trecut și să vă rănească iar. Să vedem puterea tainică a iubirii, ce mesaj are pentru noastră, respect dumnezeiesc, recunoaște perspectiva unică a fiecăruia pe drumul iubirii. Da, trebuie să ascultați persoana dragă, să ascultați și părerea acesteia, să vedeți punctul dânsei de vedere în ceea ce privește relația cu dumneavoastră, dar decizia să o luați astfel încât să fie bine pentru dumneavoastră, bineînțeles, ideal ar fi să fie bine pentru amândoi, dar dacă această persoană dragă nu e dispusă să depună un efort pentru a funcționa relația, atunci va fi mai greu să se întâmple acest lucru, adică armonia în cuplu. Și să vedem oracolul fazelor lunare, ce mesaj are pentru noastră. Arată-le celorlalți cine ești cu adevărat, da. Deci arătați faptul că sunteți o persoană plină de calități, puternică, independentă, minunată și nu aveți de ce să vă faceți griji. Dacă relația nu a mers cu această persoană într-un motiv sau altul, cu siguranță aveți opțiuni și marea dragoste este undeva în apropiere. Trebuie doar să aveți răbdare să o găsiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept cu mult drag pe viitor. Vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!